Această rubrică vă este oferită de Sanador. Menopauza nu este o boală, totuși schimbările hormonale petrecute în această perioadă necesită atenție pentru sporirea calității vieții femeii. Despre substituția hormonală la menopauză discutăm astăzi cu doamna dr. Corina Neamțu, medic primar endocrinologie. Bună dimineața! Bună dimineața! Bun, menopauza am lămurit că este o stare fiziologică. Trebuie tratată? Deși, într-adevăr, menopauza este un fenomen natural care marchează sfârșitul vieții reproductive la femei și face parte din declinul biologic al speciei umane, multe paciente experimentează în această perioadă foarte multe simptome care le afectează calitatea vieții, respectiv tulburări neurovegetative cunoscute ca bufeuri, insomnie, deficit de concentrare, nervozitate, practic multe dintre ele nu se mai regăsesc și atunci caută ajutor medical. Ce am putea face atunci când lipsește din economia organismului un hormon? Să încercăm să-l substituim din afară. Practic, în ce constă tratamentul substitutiv? Tratamentul substitutiv readuce în economia organismului hormonii care lipsesc, respectiv estrogenii, pentru că ei sunt hormonul feminității, și progesteronul. Acum, în funcție de pacientă, dacă pacienta are aparatul genital pe loc, deci nu este histerectomizată, se folosesc ambele produse. La pacientele fără uter, nevoia de progesteron scade și atunci se pot folosi doar estrogenii. Pe lângă cei doi hormoni, există și variante în care se folosesc și hormone androgeni, pentru că ovarul produce toată bateria de hormoni, ca și la femeie și la bărbat, la fel. Bineînțeles, cantitățile diferă. Acum, acești hormoni pot fi administrați fie sub formă de pastile, metodă care începe să intre în declin, și acum ghidurile indică că ar fi mai safe pentru pacientă hormonii administrați transcutan, deci transdermic, pentru că evită primul pasaj hepatic. Bun, dar părerile sunt pro și contra în privința acestor tratamente. Practic, în ce constau beneficiile? Care sunt avantajele? Avantajele sunt imediate. Practic, după câteva zile de tratament substitutiv, pacientele pot să doarmă, nu mai au bufeuri, își recapătă tonusul pozitiv, și pe termen mediu, sindromul genito-urinar, care constă în disfuncție sexuală, în uscăciunea vaginală, se ameliorează, iar pe termen lung au efect protectiv cardiovascular și nu în ultimul rând un efect benefic cognitiv. Riscurile care ar fi? Că bănuiesc că sunt totuși niște riscuri. Exact, întotdeauna trebuie să balansăm într-un tratament raportul beneficiu-risc. Riscurile nu sunt mai mari decât beneficiile în niciun caz. Va dimpotrivă. Cel mai important risc cunoscut de femei, dar nu este ca și frecvență cel mai important, ar fi o creștere foarte ușoară, doar cu 0,5% a incidenței cancerului de sân. Și un risc mai puțin cunoscut este cel trombotic, pentru că acești hormoni au riscul de a crește coagularea sângelui și în final a forma cheaguri de sânge cu forma de manifestare maximă accidentul vascular. Nu în ultimul rând, boala de colecist cum ar fi litiaza biliară. Însă toate aceste riscuri pot fi controlate și managementul tratamentului constă în monitorizarea atentă a pacientei, în general la 6-12 luni în funcție de profilul pacientei, și atunci riscurile diminuă pentru că pacienta este supravegheată permanent. Da, doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. O zi bună vă doresc! Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.